celor care m-au dus în perioada anterioară de programare și cu o țintă mult mai ridicată și cu o rată mult mai ridicată. Nu pot să vă spun decât că îmi doresc ca antreprenorii să-și păstreze același entuziasm care a fost în perioada anterioară de programare, pentru că, din punct de vedere strategic, așa cum vedem astăzi, deja strategiile sunt bine conturate. Vă doresc succes tuturor și ne vă mulțumim și vă așteptăm la noi în județ de fiecare dată când simțim că nu mai avem aer și că avem nevoie de acele... De acele informații, da? Care spun că soarele nu e la București, ar trebui să... Chemați-le când aveți și prea mult aer. Da. Și când aveți și soarele, dar știți mai multe. Așa, domnul ministru, că de fapt atunci când ne este foarte bine, nu prea vorbim, știți? Stăm destul de tăcuți și ne facem treaba. În momentul în care există agitație și vine din diverse domenii, atunci încercăm să facem la toate... să bate la toate ușile și să ne reunim pentru a putea să mergem înainte și mai bine decât la făcut. Vă doresc succes tuturor și dumneavoastră echipei și ne dorim ca să putem să facem lucruri care să aducă valoare potențialului care există în județul Suceava și care este